Salutare lume și bine ați venit la un nou episod din Indiana Jones. Ultima oară am rămas aici. Stați un pic să modific ceva. And glory, here I come. Ok. Haideți să luăm la bătaie pe ăsta. Pentru că putem. Treci aici. Ce naiba? Luger. Au. Dacă nu știți unde suntem acum, acum ne aflăm în Cehia. Deci, dacă nu v-ați dat seama în ultimul episod, ne-am dat seama că acea inimă a lui Kouruatu conține ceva din Mirror of Dreams, grinda viselor. That's not gonna work. Și trebuie să găsim și cealaltă părți. Fără oglinda visurilor, nu... Asta cred că e germană. Nazis! Așa. Deci, după cum am spus, e din oglinda viselor, nu visurilor. Sau, da, oglinda viselor. Do you have your papers? Nein, not intimidating enough. Show me your papers now, please. Yes, that's it. Bam! Ok, acum trebuie să mă duc jos. Ok. Da, și de ce este atât de importantă acea oglindă? Pentru că, bine, nu-i chiar o oglindă, dar așa se numește. Oglinda viselor. Nu prea arată oglinda într-adevăr, dar totuși. Așa se numește, deci eu nu pot schimba asta. Așa se numește oglinda viselor. Whatever. Și îmi pare că vă întrebați, ce poate să facă Indiana Jones cu astfel de chestie, să zic, cred că e un artefact mai mult. Păi, fără acea oglindă, nu poți intra în mormântul lui Qin Shi Huangdi, primul împărat al Chinei. Fiu. Și am terminat primul nivel. Deci acum înțelegeți, ce am găsit noi prima oară este partea din mijloc. Acum trebuie să găsim stânga și dreapta. Asta bineînțeles o să le găsim mai târziu. Not too much more of this, I hope. Just keep your eyes open. When I'm done here, Herr Göring will give me that riding crop he promised me. Ăștia fumează. Îmi pare că se gândesc la ceva... La ceva, știți voi, chestie.
O arunca țigara. Haideți să iau ăsta. Au. Au. Seriously. Asta e tot ce poți. Așa. Și asta a fost deschisă pentru un table leg, seriously. Dar ce nu este? Stați un pic. Oh, frate. Well, shit. Phew. Hai că l-a fost simplu. Păi, asta nu mai e așa simplu. Au. Yay. Seriously, pentru o manetă. Ai, bată-te, cucu. Așa urăsc logica acestor jocuri să-mi bag piciorul de nu. Deci pentru o ușă, pentru a deschide o ușă, tu mai că nu ți-ai riscat viața. Wow. Shit. Tu cum pana mi-a urcat? Na. Bun. Și acum. Bine, ne ducem. Ce nu-mi place faza asta. Și soundtrack cu un pic cam creepy. Ha. Da, mă rog. Doar, na, cum drag poate să fie un... Piu, am crezut că acolo pic. Așa? Bun. Piu. Ok. Și acum unde ne aflăm? Camera asta atât de drăguță. Cred că după acest nivel am să închei acest episod, deoarece nu vreau să lungesc așa mult, pentru că virgulă, cred că deja am lungit-o și din cauza că mai sunt și un pic ocupat. Wow. Și cum mai este ziua voastră? A mea e foarte faină. Ceva nou? Ce să mi se fi întâmplat? Nu știu. Wow.
Așa. Vă rog să mă scuzați pentru asta. Și îmi pare sincer rău că nu pot încărca mai des, doar că rămân și eu fără timp, adică... De exemplu, ieri, faza de cine am încărcat era din cauza că vreau ca toată lumea să vadă video cu Underworld. Și na, vreau ca toată lumea să-l vadă. Și pentru că l-am pus la 7 seara și mi se pare cam târziu, dar mă rog. Dar cam asta a fost pentru acest episod. Mulțumesc că m-ați vizionat. Nu uitați să dați like, comment, share și subscribe. Și ne revedem data viitoare cu ce mai avea chef să fac. Eu am fost Adrian și eu vă zic la revedere. Și asta e 100% sigur. Mâine un nou episod din Hiroshima News. Fiți pe fază. La revedere.